Bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața! Suntem deja decât de miercuri, e o zi de miercuri răcoroasă, una din cele mai răcoroase dimineți, așa, sau cea mai răcoroasă dimineață de până acum, așa de când iarna a început să dea semne că, că vine și chiar a venit pe alocuri. Minus 5 grade de dimineață, adică răcoare, spuneam cea mai friguroasă dimineață de până acum. Se va mai încălzi însă pe până spre amiază sau, mă rog, până spre seară, așa se va mai încălzi. Vom avea temperaturi cu plus, se pare că maxima urcă undeva până pe la 4 grade Celsius, minima pe la minus 2. Nu mai sunt din soare, o să avem și soare, o să avem și norișori. Se mai încălzește un picuț așa pe parcursul acestei săptămâni. Vom avea temperaturi pozitive, cel puțin asta ne spun cei de la Meteo, pe parcursul zilei. Ba chiar vineri și sâmbătă temperaturile vor fi undeva, cele diurne, undeva în jurul valorilor de 10-11 grade cu plus. Toată săptămâna, duminică inclusiv, și cele nocturne vor fi pozitive, chiar 6 grade la un moment dat pe sfârșit de săptămână, pe weekend. De luni încolo însă, dacă ar fi să ne luăm după cei care prognozează, se pare că mai scad temperaturile, vom avea temperaturi pozitive, nu însă foarte mari pe parcursul zilei, 1, 2, maxim 3 grade. În aceeași măsură, temperaturile nocturne vor scădea pe la minus 2, minus 3 grade. Asta se întâmplă astăzi, spuneam, minus 5 grade de dimineață, într-o zi de miercuri, 16 noiembrie, trecute fix. Bună dimineața, maestre! Bună dimineața, Dorel! Bună dimineața tuturor! Bună dimineața și celor ce sunt și celor de sub firele ierbii. Și celor care trebuie să vină. Și celor care trebuie să vină, căci că vin. Vin. Tare dor de dumneata, monșer, și monșerul iar are o problemă în trafic cu bizonul. Acum, afară ninge, nu ninge. Nu, e frig. E doar frig. El vine de la izvoarele Sucevei și de la izvoarele Sucevei e o distanță atât de mare și gheața e atât de groasă și lunecoasă pe străzi, încât trebuie să fii foarte prudent. Da, prudența este chiar și așa, chiar fără să fie neapărat așa cum spuneai, maestre, gheață, prudența însă în a conduce este la ea acasă, pentru că sunt porțiuni, temperatura asta de minus 5 creează un picuț senzația, sunt pe aici, pe acolo, porțiuni de polei sau de mini-polei, dacă vrei, numai porchiță subțire, care poate crea probleme în trafic, așa că ar trebui să aibă grijă. Eu dimineața la 5, când băteam cartierele acestea atât de cenușii și atât de murdare, cum n-am văzut decât în coșmarurile hitchcockiene, așa, ca să vorbesc despre cum arată o citadelă, o metropolă ca Suceava, vorbesc de Suceava ca oraș. Te-ai speriat când am vorbit de citadelă, nu? Că Suceava nu e o citadelă. Voilà. Da. Am văzut mașina aceea care împărțea împrăștia așa prin învârtire niște chestii albe, ori sare, ori o soluție solidă, prin toate cartierele. Dar cartierele sunt la fel de dezolante, de depresive și de cum să spun eu, de triste și umede. Eu ce am văzut acum, am avut așa un fel de regresie în timp zilele astea. Parcă nu s-a schimbat nimic în 25 de ani. Sper că n-ați avut, n-aveți pretenția ca Suceava să arate ca Barcelona prin prisma bucuriei estetice, pentru că Suceava n-are un Dalí. Dar ce treabă are Dalí cu Barcelona? Gaudi, pardon. Gaudi. Mă gândeam acum că m-am mai luat prin surprindere. Cam auzit zgomotul. De-aia, Suceava n-are un Gaudi, da? Adică... Dar vezi că lucrarea lui Gaudi încă nu e gata. Lucrarea lui Gaudi a început de lucrare vorbim. Dar să știi, în Barcelona, în anii 90, după cum spun specialiștii, cum să spun, oameni de-ai noștri, care pot să facă o comparație credibilă, în anii 90, Barcelona era un oraș total neatractiv turistic. Total cenușiu, mizerabil, plin de ghetouri. Deci, din 90 încoace, de când au început fondurile europene în Spania și Portugalia, au aruncat în aer. Ceea ce ne spune că Suceava are o șansă. Da, dar după 200 de ani. Așa suntem noi. Nu era din etapele greu. Nu era din etapele foarte greu. Adică era vorba de 1890. Din 90 încoace, în 20 de ani, 21 de ani, da, nu, că doar Barcelona nu-i de ieri.
Nu, dar nu, nu. O deci, capodoperă. Deci, dumneavoastră vorbiți 1990 sau 1890? Nu, nu, 1990. Ah, am greșit. Da. 1990 era foarte cenușiu, foarte trist, ghetoizat, plin de știu, un oraș muncitoresc, cu, mai ales cu un substrat foarte puternic revanșat. Știi că zona Barcelonei, Basci, e o problemă complicată acolo cu separatismul. Da. Să nu-i spunem iredentismul basc sau folosim termenul ăsta în scumpa noastră patrie. Să-i spunem bună dimineața colegului nostru. Bună dimineața. Bună dimineața, bună Kira ziua. Mihai. Bună dimineața. Bună ziua, într-adevăr. Și văd că în continuare, ca să nu spunem pe unde a trecut, cu bine a venit în continuare cafeaua. Cu impatoare, cu aroganța. Deci cafeaua este îndreptată către dumneavoastră și nu vreau să spun de unde este. Nu, am crezut că cu obraznicie și cu tupeu se consideră în continuare o vedetă și întârzi. Nu, dar este o vedetă. Domnul Kira este o vedetă. Oameni mai în vârstă decât el se scoală la 5, că așa au învățat, că la un anumit timp, te scoli cu 2 ore mai devreme. Nu, acum hai să nu... Deci, noi ne căutăm scuze. Oamenii în vârstă, de regulă, au problemă cu somnul, știi? Și ei își caută scuze. Ăștia tineri e altceva, adică dimineața... În fața subului lor, iar întoarce un bizon pe dreapta, știi? Adică iar bizonii, iar problemă de trafic, ăștia care iau în trafic tot felul la ocazie... care spune tot timpul ce e la toți ne greu, dar nu la toți la fel. La fel. Deci, ca să ne înțelegem. Îți dai seama cum simți? E același prieten? E același prieten. Deci îți dai seama cum simți greutatea vieții și asprimea ei și coroziivitatea ei atunci când conduci un SUV de lux dimineața, asculți muzică și ai impresia că ești împărat. Știi, deci, nu ai impresia, chiar e, eu chiar mă simt. Chiar te comporți ca un împărat. Bine, dar nu chiar mă comporți, adică dacă te faci referire la mine, bineînțeles. Nu prelua asupra ta, că tu nu ai SUV, m-am referit la alt SUV, la un SUV mai suveran, așa că SUV vine de la suveran. Suveranul vine de la suveranitate. Suveranitatea este sinonimă cu împărat, rege, prințesă, ceva, nu, teritorie. Bună dimineața, Naghiță, bună dimineața, domnul Cătălin, bună dimineața, domnul Cătălin, domnilor Cătălin, bună dimineața. Eu... No comments. Da, că aproape. Ideea este că mai sunt trebuie să fie bucuros totuși pentru aceste lucruri care mi se întâmplă mie în viață, de altfel nu foarte interesante din perspectiva întârzierii. Pentru că, închipuiți dacă emisiunea asta s-ar fi transmis la radio, nici nu mai veneam, îl ascultam pe maestru de la radio. Adică era... puneam mașina și stăteam ia ce mai. Nu să poți comentam acolo, scuipam acolo. Pe dreapta, după aceea se lăsa un pic pe spate, își trăgea pe nas și după aceea asculta liniștit, știi, așa, liniștit. Pe principiu, că oțul crede că tot fure, eu vă spun ce aș fi făcut cu nasul, nu e treaba mea, că nu mă pricep, nu știu despre ce-i vorba. Da, ca o poziție, știi, mai relaxantă, Mihai. Nu, nimic, discutam despre Suceava, despre Cenușinu, despre faptul că se circulă bine, despre... Nu, deci eram un Gaudi. Eram cu Gaudi și confuzia cu Dalí. Audi. Dorel Vicleanca. Gaudi. Audi. Audi. Audi, nu-i Gaudi. Nu-i Gaudi. G, Audi, G, I, G și 4 de 0 intercalate. Cercuri concentrice, cercuri olimpice. De ce îl faci? Avem un coleg în regie care acum este în extaz, ca să zic așa, când auzi de cerculețe. Da, văzut chestia asta cu Gaudi, apropo. Era un G mare, știi, și cercurile de la Audi, da, știi, da. Și Gaudi, zic, bă, nu, ce e genială, că și punctul G și Audi, așa, adică o formă foarte interesantă. Toate îmbrăcate într-un mod fericit. Când eu încerc să duc discuția într-o zonă de budoar sau de alcov, el acum vorbește de punctul G și văd că nu sare așa din copite. Dar eu nici măcar nu știu despre ce e vorba, pentru că de-aia nu sar, că eu habar n-am. Deci vă rog să vă uitați la trezoarea mea de culoare albă. Mai ales diplomația în a prelungi, a trage de timp, așa, ca, cu forcepsul, secundele, minutele, ca să vină Mihai și după aceea să vorbiți de ale voastre în ăstea. Care ale voastre? A dumneavoastră vorbit așa, cu voastre. Ale noastre pământenilor, oamenilor ancorați în realitate. Cei care celești și așa mai departe, artiștii care sunt undeva în stratosferă. E alte discuții, nu? Și complicați ne considerăm. Ancorați în depresie. De a conduce la 5 dimineața un SUV are problemă cu SUV. Foarte bine articulat. Nu, are problemă cu SUV. Are problemă cu 5 dimineața. 5 dimineața, nu înțeleg. Care 5 dimineața? Că e ora 7 de bun.
la 5 înseamnă... Maestre, aș fi dispus să împar cafeaua cu dumneavoastră. Nu, mulțumesc, această cafea deci, este un dar. Nici nu se uite pentru că emblema îl deja îl dă pe spate. Deci, numai când se uită încă o dovadă că maestru confundă ambalajul cu conținut. Probabil. Eu am sesizat în ultimul timp că Bobiță de la benzinărie probabil biciuit așa de palmele ideologice sau doctrinare sau consultative așa ale unor părerologi de profesie, n-a mai apărut public să se facă de rușine, știi? Mă refer la... A fost la ședințe. Nu, dar n-a mai venit comunicate de presă delirante, din alea spumoase, stufoase, pline de acid sulfuric și de venin, așa, vituperante, știi? PSD-ul probabil și-a propus să obțin un scor mai bun și a spus taci din gură, știi? Mai ales că n-a reacționat, fii atent, asta mi se pare un act de abdicare și de trădare, n-a reacționat în apărarea satrapului cu ghilimelele de la Fălticeni, știi, declarația președintelui Fluture. Care satrap? Așa l-a numit tot președintele Fluture, pe Ion Stan. Și n-a reacționat. N-a reacționat. Asta înseamnă că s-ar putea să fie să se creeze un clivaj între Ion Pentru Stan, faptul că discutați, iar președintele interimar al organizației PSD Suceava. S-ar putea să fie deja creat o breșă, știi? Și breșa asta s-ar putea să devină Grand Canyon. Maestre, Mihai, pentru că ați discutat și ar discutat. Ieri n-am avut, pentru că decât ieri ne-am întâlnit cu totul neîntâmplător cu prietenul domnului Manole, domnul, e vorba de domnul de la benzinărie, și n-am avut plăcerea să dăm mâna, pentru că m-a ignorat total. Deci, din cauza voastră, trag eu concluzia că am fost tras pătușe. Ca să zic adică așa. Ceva... Mi-a trecut, adică m-a ignorat în sensul ăsta. Nu cred că din cauza asta. Nu din cauza asta? N-am văzut sau ce s-a întâmplat? Eu cred că la voi este rivalitate doctrinară oficială. Voi nu-l accepti fi... ca și preopinent la emisiunile pe care le realizez în ultima perioadă. Se simte puțin ignorat. Ei sunt subiectivi, ei reprezintă, adică ei sunt scuturile ideologice și doctrinare ale unor partide și evident că eu cred că din această cauză. Cum simțiți acum ca să luăm așa suflu reciproc? Apropo de ieri au fost două ședințe de CJ, una după cealaltă, de îndată și de foarte îndată, extraordinară și de îndată, ambele motivate de o... Conduceți așa în derizoriu. Nu. Ce tu când derizoriu? Adică vorbiți așa dantelat despre ele. Adică una de îndată și foarte îndată. Adică nu a fost una extraordinară. Au fost două ședințe, una știu, după alta. Una de îndată, care a fost mai târziu un pic. Care a fost, da. Da, nu. El a fost foarte îndată. A fost un pic mai târziu decât de îndată. Da. Un pic mai târziu. Dar au fost două ședințe, ambele au fost justificate de investiția de la cu drumul ăsta de care, mă rog, tot vorbim. De posibilă investiție, da. Vrem să fim primii cei care depun, avem avize, avem așa, trebuiau doar proiectele să treacă. Astăzi mi se pare că au cei de la Iași și ei ședință de CJ ca să completeze dosarul. Dacă nu cumva chiar au realizat-o ieri. Că astăzi e prima zi de depunere și băieții vor să meargă... Vor să fie acolo, vor să fie, dar nu simt nici măcar simultan, e vorba de același dosar, e un dosar. Adică să fie și reprezentanțe și Iașului în același timp. L-a luat banul. Ceea ce e foarte bine, dintr-un punct de vedere. Un proiect 70 și ceva de milioane, e proiectul de la drumului care vine de la Iași și merge pe undeva până la Dărmănești, trece prin, nu știu, Dolhasca. Ăla e drumul Cuza, știți, Ipotești, e un drum, așa e numit el în folclor, e drumul Cuza, dar cu prelungire, că nu era și spre Dărmănești în... Păi dacă tot s-a întâmplat să fie în zonă Dărmănești, mă rog, mă întrerupeți, să vorbim de... cel care a pus temeliile acestei țări. Eu completam, dar continuați, dar am nefeste. Dar am zis, dacă de la Dărmănești deci, merge până la Iași, e bun. Nu, e un traseu bun. E bun, dar eu tocmai asta spuneam, că Dărmănești e prelungirea drumului lui Cuza, adică s-a mai adăugat câte ceva. Cuza știa de Dărmănești pe vremea respectivă? Nu, vreau să spun că ăsta nu în folclor. Da, este drumul lui Cuza, hai să zicem, în zona mitologiei, știu eu, și în zona poveștilor cu marele nostru domnitor, e vorba de drumul care duce spre Suceava, da? Drumul lui Cuza. Vreau doar să remarc faptul că, într-adevăr, autoritățile și-au făcut treaba în sensul ăsta, pentru că dacă
punem în ceea ce spunea Flutur ieri, președintele Gheorghe Flutur, de ceilalți, de ceilalți contracandidați, dar ar fi, dacă care ar fi să suntem primi. Urmă, era bine, clar că suntem primi, dar mai voiau nu știu de care, nu știu de care și așa mai departe. Mi-s ar mai fi dorit, știi, ca să să ia bănuțul, nu știu cum vor fi, cum s-o repartiza fondurile. Știm foarte bine, n-are rost să fim ipocriți, că cel puțin la guvernul Cioloș Flutur are multe porți deschise, adică are un lobby, să-i spunem, exprimat într-un mod foarte, foarte plastic și concretizat în sumă. Poftim? Are și n-are. Are și n-are, dar în fine, domnul Flutur s-a plâns săptămâna trecută foarte tare, s-a plâns, a fost supărat rău de tot, tot în aceeași... Cu ce? Cu banii pentru primărie, cu utilități și mediul blestemul ăsta? Guvernul ăsta, teritoriul condus de PSD, totul e PSD, dar el nu, de contract, asta nu e interesant. El vorbea prin prisma, eu spuneam doar prin prisma avizelor și faptul că avizele care întârzi, de la instituții ale statului nu au întârziat, au fost tocmai că s-a mișcat foarte repede la avize și a putut și la prin prisma avizelor, la drum la investiția asta, s-a mișcat foarte repede și lucrurile au funcționat și astăzi se poate merge cu proiectul și depune acest proiect. Sindromul APIA, știi, și declarațiile controversate de luni de zile ale Ministrului Agriculturii. Rețeaua APIA din țară, dacă s-a mișcat greu, s-a mișcat greu pentru că acolo insistem și am spus-o de 100 de ori aici. Deci nu-i guvernul Cioloș în adevărat, un guvern, alt guvern decât guvernul Ponta, decât parțial. Sunt miniștri secretari de stat, deci din guvernul Ponta. Deci eu încerc să vă contrazic, e care mi adică Dâncu vreți să spuneți că e un ministru... Nu, 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 nu. Bun, nu la asta m-am referit, m-am referit super la cei... tehnocrat. Nu, m-am referit la cei care te mănâncă până ajungi la Sfântul Petru. Dar mai știi și alți miniștri din actualul gabinet de tehnocrați? Și faptul pentru că nu-i știu, nu mă deranjează. De, toate parcă nu mă deranjează că nu știu, nu mă deranjează. Procent de 90%, toți directorii de concentrate care desapă și dacă vor să saboteze activitatea au rămas aceeași. Dați-mi un exemplu. Majoritatea prefecților au rămas la fel. Nu, majoritatea, oricum o bună parte dintre ei au rămas. Deci nu e... Nu e ai celor de pe vremea lui Ponta. Nu e chiar un guvern... ăsta a condus, să-i spunem, 30% prin decizii și un parlament ostil. Deci, și cu o țară plină de la chei, de la chei lui Ponta, loiali până la moarte, solidari până dincolo de ea, și cu un parlament ostilizat până la irresponsabilitate, știți foarte bine de toate deciziile populiste luate care pot prăbuși România din punct de vedere economic în contextul în care viitorul nu sună deloc bine. Da, asta vreau să spun, proiectul 1, un proiect foarte, foarte mare, un proiect foarte mare ca și valoare, dacă vorbim, undeva peste 70 de milioane de euro, dintr-o 100 de milioane de euro care sunt alocați acestei măsuri, prin POR parcă se derulează acest proiect, măsura 6-1, sper să nu greșesc. Dar spuneam 100 de milioane de euro acolo la această măsură, 70 doar acest proiect și sperăm să și luăm, să aducem banii și la Suceava și la Iași și să punem într-o, ca să pot vorbi și eu, ca să zic așa, că adică mă lovește proiectul ăsta și pe mine drept în... Personale? Păi, dar trece decât interesul personal pe la poarta mea. Prin glia strămoșească, trece da, pe la poarta mea, că e vorba de 208, da, și interesul, ca să zic așa... Desculți prin blestem, fiind copil... Nu, dar eu recunosc, adică trece până în fața porții mele. Adică, sigur că da. Da. Fiind da. Băiet, pe drumuri cu trei eram. Și mă interesează drumurile. Limba ca să fie... ucraineană, băiet, cum se spune? Hlopcic. Hlopcic? Adică fiind un hlopcic răsfățat... Hlopeț sau hlopcic. Hlopcic înseamnă băiețel, hlopeț, băiat, să spunem, da? Băiețel, eu cred că e mai aproape de băiețel. Hlopcic, nu-mi place de sculți prin firile ierbe, așa, prin glia natală și prin glodurile patriarhale. Deci, vezi că mai amintesc așa, încerca să mă pui la colț, să mă prinzi așa, să vezi dacă știu sau nu, așa. Nu, dar eu am umblat de sculți prin iubire. Nu, apropo de limba ucraineană, așa, dar de cea pe care o vorbesc eu, mă mai descurc așa. Mai ales când am văzut că ucrainienii din România au rămas iar fără parlamentar din cauza celebrului reparator. Chiar că trebuie să un picuț să o dezvoltăm. Din Suceava lăsați fără parlamentar și asta pentru că Uniunea Ucraineană de România nu a putut depune lista pentru alegeri din decembrie și asta pentru că ultimul congres, cei din octombrie trecut, a fost anulat de instanță deoarece nu s-a derulat conform statutului lista înaintată de Uniunea Ucraineană din România pentru validarea candidaturilor la alegeri programate pe 11 decembrie, a fost respinsă de autoritatea electorală permanentă pe motiv că persoanele aflate la conducerea organizației nu au fost alese potrivit statutului. Acum nu știu cum o fi, dar cu doamna asta care numai e la AEP, fac ăștia contestații ori? Nu știu dacă e din cauza ei, ci din cauza acestui... Cu totul altceva. O fi softul. De televizoare. O fi softul. Tu ne-ai strâng cu AEP. Unde duc firele toate aceste afaceri cu AEP? Eu nu m-am prins până la urmă.
La soft. Nu. Toate duc la softuri. Nu. Bun, la softuri. Nu, nu, nu. Firile și când duc la, duc la un președinte pentru alegerile din 11 decembrie. E simplu, adică vom vedea după numirea altui nou președinte. Primul pas a fost făcut. Stai o secundă. Deocamdată demisia a fost dată, cel puțin declarativ, de către avocat, de către această domnișoară frumușică. Bun, de ce trebuia să plece domnișoara? Eu m-am îngrozit. Voi ați văzut? Marlam, nici nu știu cum ce a trebuit să plece unde? Da, de la conducere. Eu nu înțeleg. Nu? Deci AEP-ul este autoritatea electorală permanentă, este singura autoritate care organizează aceste alegeri. E vorba de corupție. Am înțeles că doamna e suspectată că ar fi luat mită un apartament de 260.000 de euro. Și o mașină. Și o mașină de lux de 68 sau 70.000 de euro. Când a luat? Poftim? Când a luat? A, nu, de ceva timp. Vom vedea. Vom vedea. De ceva timp. Foarte interesant. Doamna fiind din 2012. Acum tocmai am spus adineauri. E vorba de noul președinte pentru alegerile din decembrie. Deci asta e miza. Punem pe altcineva ca să... Punem... Nu, nu, adică nu mai contează voința poporului, contează cum organizăm alegerile. Dar ce, acolo la doamna asta a fost voința poporului să ia și pagă 260.000 de euro? Eu știu, eu întreb. Întrebarea... Eu sunt părerolog. Pe mine mă miră cum gustul ai ca asta, că așa arăta cel puțin acum, nu știu cum arăta acum 7 ani, a ajuns la o funcție atât de importantă, chiar strategică, acum 7 ani de zile. Este incredibil. În 2012 vă referiți, da. Și în 2012 vorbim de ce guvernă. Vorbim din 2009 până în 2007-2009. Deci, atenție, în 2012 a fost AIP-ul făcut, nu? Nu, în 2012. Bine, poate era într-o altă structură. Ea lucrează în sistem, am înțeles, în 2007. O altă structură asigurată. Cum să scoți șeful instituției care organizează alegerile într-o țară în timpul campaniei electorale și să-l arestezi. Nu, motivele sunt... e ok întrebarea. Okay. E ok întrebarea. Da. Întrebarea e ok. Ar fi... Cum să? Eu o să vin cu o altă întrebare, când cu completare. Când a săvârșit doamna aceste fapte pentru care ea acum este... Noi avem... Spune. Există suspiciuni. Suspiciune. De n-au venit și justifică. În prudența gazetărească, toată lumea vorbește că este suspectată. Pot să duc mai departe pe cu traționamentul, dacă se poate. Dacă aveți pic cu Iohannis, puteți? Aveți pic cu Iohannis? Nu, că nu l-am. Cineva mi-l halit. L-aveam, dar cineva mi-l halit. Nu știu care, dar... Spune-o cine, domnul Cadariu Chielii cu Iohannis. Să vă fie ca un blestem și să mergeți doar pe gheață din aia cum merg șoferii aia în Alaska, dacă mai folosiți pixul ăla de metal, ca să-l rup într-o zi. Este acolo. Hai, mâncare. Nu, dacă-l mai folosiți, am spus. Bine. Așa, ca să pot să-mi duc raționamentul, ca să ne înțeleagă și oamenii despre ce vorbim aici, că nu ne înțelegem noi, dar să înțeleagă și ceva. Întrebarea e așa, Mihai, spui de faptul că ce scenariu și așa mai departe, ce se află, ce e în spatele poveștii. Eu întreb însă o altă chestie. Dacă există o suspiciune justificată, rezonabilă. Eu îi spun justificată, să nu ne perne neapărat în ceea ce spun procurorii, care sunt de meserie. Dacă există sau nu, vor dovedi. Și vom dovedi dacă lucrurile au fost așa sau nu. Dar te întreb ceva. Vis-a-vis de instituțiile astea puse ca să numere, să contabilizeze și să ne dea nouă certitudinea că alegerile au fost corecte și că lucrurile s-au întâmplat pe bune. Dacă mergem un picuț în Republica Moldova, cei de acolo, acel AEP al Republicii Moldova, sub denumirea de CEC. Ai citit materialele, nu? Cum a inversat absolut din greșeală și toate în favoarea lui Dodon niște cifre. Știți că înțelegi? Apropo de instituție istorie? Care poate astăzi la un moment 16? Dat... Nu? Păi mine. Peste două zile, 18 noiembrie 1946, a fost aplicat pentru prima dată acest procedeu electoral. Partidul Național Țărănesc Iuliu Maniu, 80% în România, guvernul Groza a inversat exact Republica Moldova, a inversat cifrele. 80% comuniști. Poate care să aveau, fie șo... În 46 comuniști, cred că erau în jur de 1000 în România. Hai să zicem 1500. Da. Câștigă Partidul Național Țărănesc și Maniu cu 80% și băieții nu au făcut altceva în decât să-i veseze cifrele. Așa au făcut și în, cel puțin așa se spune, deocamdată și nu vom afla adevărul, vă spun sigur. Avem însă un adevăr palpabil, maestre, avem un adevăr palpabil în Moldova. Lucruri pe care le-au arătat, CEC-ul la un moment dat a și spus, au fost niște greșeli. Întrebarea mea e cum de-au fost, numai într-un singur sens, pentru că aș fi vrut să văd o greșeală de genul am luat de la Dodon și am pus la Maia Sandu, știi? Deci Republica Moldova, din păcate, este o republică rusă, sovietică, cum vreți. Ea greu s-a vindecat, sau greu de tot a ieșit din inerția asta cimentată a reflexelor ultra-staliniste. Deci întrebarea mi se pare retorică în sensul că nu putem compara ce se întâmplă în România cu instituția asta similară cu cea de acolo. Nu, deci putea să existe, suspiciunea. Nu, putea să existe, poate să oricum. Atunci,
poate să existe suspiciunea prin prisma alegerilor din 11 decembrie că lucrurile puteau să nu funcționeze legal, să-i spunem, sau să nu reprezinte voința, voința cetățeanului într-o oarecare măsură? Acolo? Sau aici. La noi? La noi, da. Da, voința unui cetățean sigur nu reprezenta. A unui cetățean? Uh-huh. Hai că deja ne-am văzut. Da, mă rog. Nu, eu n-aș vrea să o duc în derizoriu. Infracțiunea, Mihai are dreptate atunci când spune că aceste lucruri s-au întâmplat. În timp. Când s-au și întâmplat? Nu ieri. Deci, problema se pune de ce acum, Mihai? Problema se pune de ce, tu spui de ce acum. Nu știu de ce acum. Poate or fi motive, știu eu. Dar să mergem... Când nu mai fost alegeri, maestre? În 2014. Din 2014 până în 2016, era un an, era o perioadă non-electorală activă în care se putea acționa, spune, domnule, gata, oprește-te, că aici s-a întâmplat. Nu știm, când au avut procurorii probele suficiente ca să declanșeze această acțiune, nu știm când... Au mai strâns în perioada asta. Deci, eu sunt de acord cu tine... S-a dat șpaga pentru 2009, există, Mihai, în 2016. Mihai, eu sunt de acord că undeva există un interes major, gigantic, aș putea spune, și de o importanță colosală pentru România, dar nici nu putem merge pe paranoia aceasta a drobului de sare care, domnule, va cădea și lucrurile și ne izbim cu capul de pereți în loc să luăm drobul de sare de acolo și să-l punem jos să nu mai cadă în capul copilului. Eu m-am uitat la televiziune, cum dădeau imagine cu vorba aia, cu păpușa asta, cu fetișoara asta. Dom'le, e o tinerică... Era în spatele unor oameni, te-i spus. Am spus și adineauri, nu știu în ce spate... Bun, hai, un pic, asta e spectacolul mediatic... Ei luau imagini din arhivă, dădeau toate televiziunile, dădeau imagini din arhivă, din anul ăla, și era tot timpul, era în spatele unor oameni care ziceai, bă, băiatule, dar bun, da, trebuia să fie un fel de curte constituțională pentru... Uite-te peste tot, deci... Și peste tot este vorba de 2007, din preajma PDL-ului, din preajma lui Băsescu, oameni de influență, politici, grupuri financiare gigantice și așa mai departe. Totuși mă mir că atât de fragilă, atât de tânără acum 7 ani de zile sau 8 ani de zile a putut să intre într-un sistem atât de puternic, atât de important și strategic pentru România, dacă acum era la fel de fragilă. Și câtă lăcomie ascunde mecanismul acesta feroce. Ai văzut cu cât tupeu, cu cât dispreț, cu cât aroganță vroia și mașină, și excursii, și apartament de 200... Păi ce apartament e la 260.000 de euro? Da, dar nu te uita așa, nu. Bă, un pic mai slab ca calitativ decât palatul în care locuiește domnul Guliș. E aia, mașina de 60.000 de euro e mai scumpă decât a ta? Ajuns să stai la mine? Nu. Deci la București prețurile sunt mult mai mari. Nu? Hai să ne întrebăm, de cum a ajuns la mine? La mine nu-i parat de un ranch, ca să ne înțelegem acum. Deci eu sunt țăran de la ipoteci, da? Hai, ca să nu o ducem în... Palatul presupune... E mai scumpă? Nu mai este, nu. Namba, ce vorbesc. Dar mai mult decât atât, întreabă-l pe Mihai, spre exemplu, că dacă poate când îl vezi... Întreabă-l, spre exemplu, dacă știe, dacă de la etajul pe care el îl are la casă și pe care eu nu-l am, cum se vede de sus în comparație de cum se vede de jos, apropo de palat. Am pus eu adineori o caricatură. Înțelegi? Da, locurile de aia am spus că am urenț, o casă de la țară. Oamenii fac etaj pentru că nu-și permit... Mile și 10 pentru că au cu ce, pătrați, pentru că au cu ce, știi? La sol, că dacă ai avea la sol, te-ai duce. Și stă pe o proprietate de 50 de ani. Adică, despre ce vorbim aici, frate? Ce să mai discutăm? Asta vorbim. În sociologie, vă știți de ce se spune că țiganii, romii, sau cum vreți să le spuneți, își fac palate cu 100 de camere, cu înalte, până la cer? Măreția. Așa, pentru că e un reflex genetic acumulat în timp de la căruță și de la bordeie, știi? Eu mi-asum povestea cu căruțele, dar cu măreția o lăs pe Mihai. Nu, dar măreția palatelor. Da. La boierul Guliciuc mai este și o bine. El de aia și vine îmbrăcat așa ciudat. Modest, da, pentru că el are dressing-ul, care la mine că tot parterul, la el e dressing-ul. Dar recunosc. Nu, dacă el când intră în dressing, prima dată el se plictisește. După 10 pași zice, bă, cu ce mă îmbrac? Hai să mă hotărăsc cu ce mă îmbrac, că întârzi la emisiune. Bă, nu știu cum să faci, înseamnă că el e mai prudent, că are o vârstă mai rotundă decât a ta și se scoală mai devreme, că totdeauna vine înaintea ta, știi, și vine și la ipoteste. Dar și încerc, pentru că la o anumită vârstă te scoți până și cu hainele, Mihai. Da, asta e, când ești tânăr și mai contează, înțelegi? Când ești tânăr nu mai contează ce și cum. La o anumită vârstă încerci să te scoți până și cu hainele. Când grizonatul nu prea te ajută, celălalt nu te ajută, știi? E o prejudecată asta, e o prejudecată și aș spune eu chiar tembelă. Grizonatul ajută foarte tare.
Deci, l-am împins căruciorul la magazin, l-am împins căruciorul. Nu, grijonatul ajută foarte tare iar în mitologia urbană și în folclorul contemporan, moștenit de la Stramoș și Stramoș neamului nostru. Grizonatul are, dar grizonatul ceva. Are un impact mult mai puternic decât toate suburile din lume. Îi lipsește titulatura aia în buletin de George Clooney. În rest e ok, deci are toate atributele. Mai puțin George Clooney. Dacă George Clooney era perfect, nici nu mai conta acum. Băi, ce am ajuns, bă, deci mă duc, deci eu mai am ajuns cioca bătăilor, bă, deci ce să mai atâta, bă, frate. Eu înțeleg că vrei să te bagi sub pielea moderatorului, să-ți dea mai mult timp, așa să vorbești mai mult. Nu mai este loc supera moderatorului. Deci e fost supera moderatorului. Asta e o tentativă de corupere în direct, adică e o tehnică de persuasiune extrem de perversă. Eu nu forța nota, adică vrei mai mult timp. Nu vine cu comparații în astea deplasate. George Clooney la ipotezi la adică George Clooney da conservator ca un pic. Dacă să pot să pun o întrebare. Priza să fie mai la deci, dacă nu vă supărați firul ierbii, adică. Pot să pun o întrebare și o să pun o întrebare dacă e retorică, în engleziască, da, în engleziască de aia frumoasă. Who the ca să spun aici George Clooney, ca da. Să nu mă înțelegi de ce vreau să spun. Eu am un singur îndemn pentru tine. Îndrăznește să crezi în tine, doar. Asta e tare, frate. Deci asta e tare, m-am pus pe calorii viață. Deci în gaza, m-a rupt în două, frate. Nu ți-e frică. Îndrăznește să crezi în tine. Îndrăznește să crezi deci că m-am poate dus, fi fost întorele. Ce m-am făcut, bă? Îndrăznește să crezi. Ce m-am făcut, bă? Da, să revenim da, asta e. Revenim la AEP nostru, la să zic că de la AEP. Am plecat la domnișoare, de la... Domnule, ați plecat de la... Atenție! Vă spun eu că foarte atent. De la Ștefan Buciuta. Și cum am ajuns totuși aici? Nu știu, știi de ce? Pentru că acest individ foarte pervers a deturnat subiectul pentru că tocmai vorbeam de ascensiunea acestui reparator de televizoare dintr-un gang de 4 metri pătrați din Sighetul Marmației. Da, și că nu-i din Suceava, asta vreau să spun. Nu, nu, că nu-i din Suceava, nu-i din Suceava, dar fii atent. Nici asta nu-i el repara televizoare în 5 metri pătrați într-un gang în Sighetul Marmației. Este aproape oligofren din punctul de vedere al exprimării publice al limbii române, ucrainene și a ce vrei tu, numai pentru că a reușit cu cei din zona respectivă, să-i chitul Marmației, știi că e zona pentru Transcarpatia, zona de trecere în partea elaltă, plus că acolo sunt ucraineni, dar nu mai mulți decât în județul Suceava și în Tulcea adunată știi la care e marea problemă a ucrainelor? Acum hai ca să fim cestiți. Sunt golile intestine. Dumitru Morhan. Dumitru Morhan, el este salvarea ucrainenilor. No. Băiții au niște statute făcute și o lege a minorităților foarte interesantă. Dacă te uiți atent, acolo ai să vezi că lucrurile s-au cam dat. Trebuie, fii atent de aici ce spun, ei trebuie să aibă un parlamentar. Dacă pun acea listă cu parlament, au un singur candidat. Uitați-vă și în cazul, poate vreți să-l și discutăm, în cazul feciorului domnului Grosar, regătatului domn Grosar, care maică-sa este președinta asociației, el este candidatul așa și ușa închisă. Du-te și te înscrie la Asociația Italiană, dacă se poate. Du-te și încearcă să intre acolo. Numai gata, s-a terminat. Trei membri pe viață, ăia vor fi parlamentari. Te duci cu lista conform legii. Transformăm italienii deci de deci scos, acum, nu, acum s-a transformat de mult. Pentru au că lege. M-ați băgat în ceață, scoateți mă adică fiată, băiatul lui Grosar este candidatul... Da, nu, n-ai știut. Na, bă, n-am știut. Da, să-mi vină să zic ziară acum. Băi, n-am știut. Mai citește că ai nou, mai uite-te la emisiunile de joi dimineața. Păi nu, nu se poate, ăștia doi băieți, ăștia doi realizatori nu sunt... Ei sunt atât de orgolioși, atât de plini de sine, atât de... Noi dacă nu vă uitați pentru alții, domnule, fantastic așa ceva. Băi. Totul pendulează în jurul lor. Dacă nu se vă rog să treceți, vă rog să treceți peste știu. Deci, băieții de la minorități lucrez foarte relaxat. Au avut grijă, ei între ei, să-și facă o lege atât de interesantă încât nu-ți vine a crede. Dacă o citești, ai să vezi că au doar drepturi, iar statul român are doar obligații. Obligația statului român este să le ofere un parlamentar. Obligatoriu. Au, vor, nu vor. Ei nu contează dacă au 5 voturi sau un vot pe lista lor. Depinde cine... Au parlamentar, Dorel. Deci au parlamentar. Gata, și aici am închis listă. Cum? Da, băi, au parlamentar. Auzi, așa este făcută legea. Nu la tine mă refeream, la un individ care spunea că nu știu ce partid de curat, nu știu ce partid deci, de ei au parlamentar. La ucraineni, ei știi cum au interpretat legea? Ei se ceartă între ei acolo, că la congres a fost unul, că au depus niște liste, mai niciodată. Au depus... La congres a stabilit ceva, ei când au depus listele, au depus cu fosta conducere, nu cu noua conducere, și atunci ceilalți au contestat, zis, domnul, ce asta? Asta-i bășcării, ăștia au... Era un proces pe rol când trebuiau să depună actele și între instanțe, în drumul ăsta, misterios, enigmatic, dintre instanțe.
E o certitudine. Acest Buciut a fost condamnat cu suspendare pentru incompatibilitate, ca și mulți alții. În fine, și multe alte chestiuni. Acest Buciut, vreau să spun că este implicat în mult mai multe dosare penale. Sunt doctor în ucrainin. De la tovarășul Morhan și la juristul lor de la București am documente în prostie, dar n-am ce să fac cu ele. Că în România văd că băieții ăștia de la Uniunea Ucrainei de România fac vernisaje, se pupă între ei, dansează, trec pe sub mână. Poftim? Nu, dar el nu face parte din ADN. Se le trimite la DNA, nu? Se pun într-un... Dar sunt trimise. De ce nu am documente secrete? Sunt trimise la DNA. Despre acele documente îți vorbesc. Care sunt. Asta este răzbunarea acestui om primitiv, acestui om neandertalian, Ștefan Buciuta. Este răzbunarea lui, dacă nu sunt eu nici altul. Știi, nu? Logica asta de peșteră. Nu uitați un lucru corect. În toată povestea asta, dacă nu sunt eu nimeni sau după mine potopul, e povestea, e motivată doar de un singur aspect. Banii care se învârt atunci când vorbim de aceste minorități. Oameni buni, să vă spun un singur lucru. Oameni buni. Pleci la primărie, gata, nu pleacă. Îi confis țipătul, interogația lui Mihai, oameni buni, toate că mie nu-mi place deloc, dar uite, vezi ce înseamnă să o asimilez prin ascultare mereu. Ceea ce mă surprinde, cu maestrul Ungeanu, nu-i obișnuit să asculte, e obișnuit numai să vorbească. Face Buciuta, domnule, face Buciuta la Timișoara, construiește pe timpul lui Buciuta la Timișoara un sediu cu un milion de euro, domnule, unde sunt 10 ucraineni. Dintre care un avocat un avocat de la noi din Ulma, care a și devenit deputat ucrainean, da, Marocico, face și el parte din acei 10-15 ucraineni din Timișoara. Cumpără în București un prieten din stafful lor, un apartament cu câteva zeci de mii de euro. Acel prieten revinde Uniunii Ucrainenilor din România pentru sediu în București, unde nu știu câți ucraineni sunt, de 7 ori valoarea. Deci același apartament, știi? E obligat? Nu e obligat. Poftim? Uniunea a venit să ceară și au mai dat un preț. A zis că asta face. Nu, și Uniunea a vrut chiar Uniunea a zis, da! Din păcate, chiar ăla, adică i-a priit foarte bine. Chiar așa e apartament. Asta e cererea așa. Că l-a cumpărat de 7 ori valoarea, asta e altceva. După ce l-a cumpărat de 7 ori valoarea, a mai investit aproape 500.000 de euro. L-a modernizat, l-a oranjat. Și ucrainenii, cei mai mulți, cei mai au... N-aș putea spune, chiar nu-mi place sintagma, dar autentici, nu cei mai autentici. Ucrainenii din județul Suceava nu au nimic. Ce trebuie spus ca stau să putem intra publicitate? Stau pe acolo. Ca și concluzie, ce trebuie spus este că sumele care se învârt în jurul acestor minorități sunt foarte mari, de asta și interesul foarte mare și al lor. Mai ales că ei, nu uitați un lucru foarte important, minoritățile întotdeauna au fost la putere. Dacă vorbim de UDMR, este una, minoritățile în schimb naționale au fost întotdeauna la putere. Și încă înainte de a da drumul la publicitate, că s-ar putea după publicitate să intri în alte subiecte, să-ți dau două exemple de la noi din Suceava. Da, Dorel, Uniunea Polonezilor din România, care are sediu la Suceava și e cea mai dezvoltată din punct de vedere știu, organizatoric, mediatic și etnic la Suceava, în județul Suceava, numai am înțeles că au primit anul trecut 24 de miliarde de lei. Bun, Deci iau prin lege, tot din răzbunare, acum un an și ceva când era în litigiile astea, aproape un milion de euro la sfârșit de exercițiu bugetar neconsumat se restituie guvernului, când în Suceava erau nenumărate cereri pentru sedii. Ce face Buciuta? Cât avea semnătura, legitimitatea și ștampila? Dăruiește guvernului banii pe care tot guvernul le-a dat lor ca să facă să se dezvolte infrastructural în România. Când știa că în Suceava a făcut lucrurile astea. Și mai ales alegerea lui, care a fost un puci ordinar, un puci odios, când a fost el ales, din zona aia, de la Poenii de sub munte, Sighetul Marmației, zonele alea, 3 sate, 4, 5 sate acolo, a adus mai mulți reprezentanți, știi cum e la alegeri, nu? Mai mulți reprezentanți la alegeri, de 3 ori mai mulți decât cei din Suceava. Numai ca să-l aleagă pe el și să nu depindă de numărul, cantitatea voturilor celor din Suceava, unde Suceava are cu... Clar.
clar. 6.000 de lei, cu vreo 3.500 mai mulți ucraineni. Hai să spunem doar că nu, n-a inventat nimic Buciut, a adus mai departe roata, că roata era deja inventată. Cert este că valorile, banii stau în povestea asta. Banii banii sunt gestionați de un singur om și discreționar ajungi să ajungi la conflicte genoase. Exact. Dar ajungi ca la dinastia... Banii și amorul mișcă războaiele. Da. Banii și amorul. Ajungi deja, sunt dinastii, pentru că am să dau doar un exemplu și după aceea îmi dăm publicitate. Omul care este în Parlament mai din totdeauna și pe care îl vezi foarte rar așa apărând pe aici pe acolo și care reprezintă, cred, comunitatea armeană, nu? Pambucian, ca să nu greu, care este acolo din totdeauna și întotdeauna spuneam, aceste minorități fac legea, probabil, pentru că ele sunt, probabil, unde sunt minoritățile, întotdeauna la putere. Probabil, publicitate, dragii mei, întoarcem.